bun găsit, directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, ar fi fost spionat. În urma unui control efectuat în biroul noului șef al CNA, au fost găsite dispozitive de monitorizare, anunță serviciul de presă al instituției. Toate materialele acumulate au fost transmise Procuraturii Anticorupție. Mai multe detalii despre acest caz vor fi oferite în urma investigațiilor. Precizăm că în 3 februarie, Iulian Rusu a fost ales director al Centrului Național Anticorupție de către Parlament. Candidatura acestuia a fost susținută de deputații PAS, care l-au și propus pentru această funcție. Anterior, Iulian Rusu a fost secretar de stat la Ministerul Justiției. Funcția de șef al CNA a devenit vacantă în noiembrie 2021.